Mai multe încălcări au fost depistate la Rezina și Varnița. Este vorba despre transportarea organizată a legătorilor, dar și tentative de corupere a acestora. Unii oameni recunosc că au fost plătiți pentru a-și vinde votul, iar alții continuă să nege orice act de corupție. În jur de 10 automobile care au trecut de 3 și mai multe ori. Noi monitorizăm fiecare automobil. Am dat lista polițiștilor. Părere de rău, polițiștii nu au sistem de monitorizare. Au fost preîntâmpinați câțiva conducători de rute, ruta 11, care circulă Râvnița. Iar la Varnița, poliția documentează cazuri de mituire a legătorilor. Am vorbit cu colegul Andrei Ieremia, care depune două sesizări la Comisia Electorală Centrală și la poliție pe faptul încercării mituirii unor alegători. La Varnița. La Varnița. Unii alegători recunosc că au votat pentru bani. Special în faci ca să nu puteți veni. Marșut că noi, razul trecut, eu am venit, am luat 300 de rubli și am venit, am dat, cine am vrut eu, făleat de el. Dar cei care oamenii nu știu, banii la buzdar și au vădeați, de dor, pe Smirnov, nu Smirnov, cum zice, voron în bărâgă și el. E clar că bună ziua, uitați-vă cum se finanțează aceste persoane din Transnistria, sunt aduși organizat la noi în țară, le pasă foarte mult de partea noastră, părere de rău. Asta e situația. Majoritatea oamenilor neagă totuși că ar fi fost plătiți pentru a vota blocul electoral al socialiștilor și comuniștilor. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Нам ничего никто не говорит. Мы хотим идем, хотим не идем. Имеем паспорт, пошли проголосовали. Мы с Рыбницы как приехали на собственной машине. Хочется чтобы было лучше, потому мы приехали, чтобы проголосовать. În total, la Rezina au fost deschise 4 secții de votare. Deocamdată, adică e până ce e număr mic în comparație cu celelalte secții de votare care le avem pe sectorul Rezina. Am vrut să ajungem și ne-am stăruit pentru Moldova și vrem să fie bine în țară și vrem ca lumea să trăiască mai bine, fără furturi, fără nevoi. Vrem ca noi să trăim și să nu plecăm după ea. După graniță. Toți vor, mă rog, și-o-n bani să-l câșlege și la votare să plece. 200 lei, mai țin minte eu atunci. Dar ultimele nu s-au plătit. Asta s-au plătit în 2019. La urma urmei de-am să găsească limba comună cu Transnistria, că noi suntem o lume edine, nu suntem diferiți. Nu se uite așa la noi ca la lupi. Noi nu suntem lupi. Negri, băi, negri. Tot așa suntem moldoveni ca și în Moldova. Negri, băi, suntem. Ne-am născut negri. Noi în Moldova și trăim tot în Moldova. Dacă s-o primit așa că s-o ridicat Transnistria și Moldova, asta nu e din pricina noastră. Nu știu pentru cine se vin să votez. Nu informații deloc. Moldova nu arată. Telefon trebuie să-l plătesc lui ăsta, să-i plătesc bani pe telefon. Ce nu e moldavski telefon și televizor moldovenesc și... Tot astăzi, la unele secții de votare deschise la Moscova, s-ar fi împărțit vouchere în valoare de 1000 de ruble, pentru ca alegătorii să voteze blocul PCRM-PSRM.